Craiul munților a fost crai și în viața privată. Iubita lui, cu care a avut cea mai îndelungată relație, era o tânără unguroaică, Hani, care i-a și salvat viața în mai 1848, când maiorul Hatvani îl căuta în Abrud pe căpetenia revoluționarilor ardeleni. Retrasă, stângace și cumva timidă, tânăra soția lui Alexandru Ioan Cuza a dovedit inițiativă și o energie extraordinară când a trebuit să-l salveze de oamenii domnitorului Mihail Sturza pe viitorul conducător al Principatelor Unite după înăbușirea Revoluției de la 48. Voltaire al românilor, cum îl numea George Călinescu, enciclopedistul născut la Botoșani, a absolvit universitate ieșean într-un singur an la vârsta de 18 ani. Numele său de botez era Nicolae, motiv pentru care cel mai adesea se semna cu inițiala prenumelui urmată de numele de familie. Nu din zgârcenie, dacă ne gândim la cele 1003 volume, 12.755 de articole și 4.963 de recenzii. Țara noastră are înainte de toate o datorie, aceea de a munci. Compozitorul rus a trăit cea mai mare parte a vieții în Franța, pentru ca la 58 de ani să se stabilească în America. Muzica sa tonală a stârnit și controverse, până la urmă definind un nou curent numit muzică modernă, clasică, tonală, serială. În tinerețe și-a descoperit talentul pentru științele exacte, urmând Politehnica. Asistând la o operație chirurgicală, a realizat că îl pasionează mai mult medicina. Până la urmă a descifrat mecanisme genetice, pentru care a fost recompensat cu Nobelul în 1965. Este cunoscut în special pentru podul peste Dunăre de la Cernavodă, dar și cel peste Siret de la Cosmești, care leagă județele Galați și Vrancea, este proiectat tot de el. Viziunea sa modernă, uneori avangardistă, i-a permis să monteze Traviata în Blugi, la Craiova, dar și să contribuie la spectacolul inaugural al campionatului mondial de fotbal din Spania, pentru cine își mai amintește de Paolo Rossi. A împodobit Universitatea Ieșeană cu celebrele fresce din Sala Pașilor Pierduți înainte de a împlini 40 de ani. Legătura cu Iașiul a fost mult mai profundă pentru pictorul născut la Dobriceni-Olt, de vreme ce îi plăcea să glumească spunând că e moldovean de origine oltean. A debutat la Piatra Neamț pe scena Teatrului Tineretului cu rolul Miroiu din Steaua fără nume a lui Mihail Sebastian, apoi l-a atras capitala. Islandezii se mândresc cu cel mai vechi parlament din lume, constituit în anul 930. Mai aproape de noi, după 300 de ani de independență, a intrat pe rând sub suzeranitatea Norvegiei și Danemarcei, până în 1944, când și-a declarat din nou independența. Aviatorii români au parte de două sărbători anuale, una când aniversează primul zbor al lui Vlaicu și a doua de Sfântul Ilie. Oricum, piloții trebuie să aibă grijă și la antiaeriană. A aplicat principiul al doilea al dialecticii pentru a explica evoluția științei. În structura revoluțiilor științifice, a explicat creșterea cunoașterii umane nu ca un proces linear cumulativ, ci produs în salturi. Engels vorbea de acumulări cantitative și salturi calitative. Într-un anume fel, așa se poate traduce și ceea ce vă spun zilnic. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.